aceste recomandări, domnule doctor, mergem mai departe acum. Premierul Marcel Ciolacu a transmis că toată lumea a pierdut în contextul scandalului privind reabilitarea planșeului de la Piața Unirii și că situația va fi tranșată de o instanță. Mai mult, Ciolacu a recunoscut că a discutat cu primarul sectorului 4 și a cerut să oprească lucrările până când va fi rezolvată situația în mod legal. În scandal a intervenit și fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea. Din punctul meu de vedere, nu a câștigat nimeni, toată lumea a pierdut. Au pierdut și primarul general și primarul de sector. Nu trebuia să ajungă la acest lucru. În acest moment, lucrurile sunt în instanță. Am înțeles că domnul Băluță a retras tot organizarea de șantier ce se făcea acolo. Așteptăm instanța să rezolve. Marcel Ciolacu a avut o nouă reacție în scandalul primarilor pe planșeul Unirii. Șeful executivului a transmis că a vorbit cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță, căruia i-ar fi cerut să retragă muncitorii de pe șantier. L-ați sfătuit să se retragă? Și am spus că nu este permis ce se întâmplă, nici de o parte, nici de partea primarului general, nici ce se întâmplă în spațiu public. Eu am înțeles totuși că domnul Băluță, cu o zi înainte, a prezentat ce se va face. Din punctul meu de vedere și după cum am văzut expertizele și faptul că acum 2 ani domnul primar general spunea că e o urgență acel pasaj. Între timp nu mai e o urgență. Deja mi se pare că intrăm într-o zonă mult prea neserioasă. În ceea ce privește banii pentru realizarea lucrărilor la planșeul Unirii, Ciolacu a spus că nu se întâmplă nimic cu niciun ban. În primul rând, a fost o minciună care a depășit imaginația cuiva că acei bani s-au livrat, se fură. Banii se dau când încep lucrările, n-a început nicio lucrare. Da, sunt puși deoparte, sunt alocați. Banii sunt alocați pe credite angajament. O reacție a venit și din partea fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea. Ce ar trebui să vadă bucureștenii? Ar trebui să vadă că în București sunt foarte multe șantiere deschise, că se consolidează clădiri cu risc seismic, se consolidează poduri, pasaje și anume cetățenii sunt puși în siguranță. Din păcate, ceea ce se întâmplă în aceste zile nu este demn de o capitală europeană. Aparține primăriei Capitalei? Primăriei Capitalei, dar care, așa cum știți, a realizat un protocol cu primăria de sector tocmai pentru a realiza această lucrare, că este de notorietate acest document. La rândul său, președintele USR, Elena Lasconi, a lansat un atac dur la adresa lui Marcel Ciolacu și a PSD-ului, în urma scandalului izbucnit între primarul general al Capitalei și cel al sectorului 4, din cauza planșeului de la Piața Unirii. Că în calitate de președinte USR, îl susțin 100% pe Nicușor Dan. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă spune că USR îl susține 100% pe Nicușor Dan, că vom apăra legea din țara asta. Am văzut ieri România pe care ne-o propune Marcel Ciolacu, dacă ajunge președinte. Și nu cred că cineva își dorește să ajungem acolo. Imaginați-vă o Românie în care Ciolacu și PSD decid totul. Își pun oamenii în toate funcțiile publice, iar aceștia fac ce vor. Construcții fără avize, afaceri ilegale, contracte atribuite apropiaților de partid. PSD.